Bine v-am regăsit la magia zilei. Astăzi am ajuns în zona Capricornului să vedem ce îl face fericit pe Capricorn. Fie că știți sau nu, Capricornul este fericit doar atunci când este eficient. Pentru dumneavoastră fericirea trece printr-o acțiune care vă permite sau să vă modelați ambientul propriu și, de ce nu, și pe al altora. Dacă aveți senzația că sunteți o jucărie la mâna întâmplării, dacă vă simțiți prea dependent de alții, oricât de multă dragoste sau bani ați avea, rămâneți profund nefericit. Prin urmare, depinde numai de dumneavoastră să vă situați în situații de autonomie și, de ce nu, chiar de putere, pentru că asta vă place. Odată cu îndeplinirea acestei condiții, vă puteți bucura de o stare de bine, mai ales dacă faceți și ceva muncă fizică care vă va echilibra. În perioada următoare, veți simți acum nevoia să vă asumați unele riscuri. Fiind bine aspectat în raport cu semnul dumneavoastră zodiacal, un anus vă va ajuta să duceți la bun sfârșit ceea ce vă propuneți, fie că e vorba de planul sentimental sau de carieră. Cu alte cuvinte, se poate vorbi de o transformare a felului dumneavoastră de a vedea lucrurile și de a trăi ancorat în realitate. Iar acest lucru vă place extraordinar. Cam atât pentru voi azi. Vă dau întâlnire la o nouă ediție Magia Zilei, iar până atunci vă spun la bună revedere!